Una dintre cele mai frumoase limbi din lume este limba română, conform unui studiu care peste 800 de oameni au fost puși să asculte 228 de limbi, s-a votat, iar româna a ieșit una dintre cele mai frumoase limbi din lume. În același timp, în limba română există multe cuvinte despre care habar n-aveați că există, sau pur și simplu cuvinte care sună cumva dubios și vă zgârie așa pe creieraș. V-am întrebat și pe voi la 0754222999 dacă aveți niște cuvinte de astea ciudate, Doamne, pe care le știți, eventual pe care le și folosiți. V-am zis de stereo restitutor. Asta a fost unul dintre cele mai tari. Este aparat fotogrametric folosit pentru stereo restituție. Extraordinar, mulțumim frumos! Prestidigitator, zice Gabi. Prestidigitator este gen magicianul care face cu degetele. Da, David Copperfield ăla. Ah, cât de tare! De, bun, ce cuvinte ciudate aveți folosit sau pur și simplu vă deranjează din limba română? Vă deranjează în ghilimele? 0754222999. Spune și bună dimineața! Bună dimineața! Salutare! Salut! Pliză se mai zice la... În Banat, la Slănină. La Slană, da. Ah, ok. Salut, o zi faină. Fiindcă, mod normal, clisă, că asta era unul dintre cuvintele care mie mi se pare mai ciudățel așa în limba română, aici explicația era lut, noroi, lipicios. Corect. Da. Da. Am fi atent, am unul ciudat. Și n-ar dea, uite, într-adevăr, mai scrie cineva, scrie Alexandra, clisă înseamnă slană de porc. Da, rascotă, tină, doamne, așa. Cum? Rascotă. Rascotă, ce e? Nu știu. A, este un cuvânt. Am zis că dăm lista cu... Irefutabil, zice cineva. Ce înseamnă asta că mie mereu, eu mereu îl confund? Ce? Ire ăsta. Ire! Da, ok. Îți mai zic eu un cuvânt ciudat, care mă, nu știu, îmi sună foarte ciudat. Zi. Târnosit. Târnosit, da. Știi ce înseamnă târnosit? E, așa zi ubicu, na. Nu, târnosit înseamnă, culmea, ori sfințit, mhm, ori bat. Ok. Bat. Ia-o pe asta. Ce legătură are una cu asta? A băut aghiazmă de aia care nu înseamnă, trebuie. Înseamnă irefutabil, vine din franceză. Din, ok. Irefutabil și e, mă rog, e, înseamnă că e greu de... care nu poate fi combătut, de fapt, știi? Absolut convingător. Cam asta ar fi traducerea. Am înțeles, am înțeles. Mai avem, ia să vedem, cuvinte din Ardeal. Bună dimineața. Puternița mea e și dormeză. Dormeză. Da, apropo de cum se zice pat în Ardeal. Aveți așa foarte, se zice, da, foarte mare dreptate. Ia acolo te duci, faci o baie, adică în vană, și după ce ieși din vană, corect, te duci pe canapea. Exact, sau dormeză. Sau dormeză. Uite, da, un cuvânt dubios care mă așa, buleandră. Buleandră, da. Da, ce... E, așa cum vine din turcă, e calabalâc. Ah, sau e calabalâc. Identic. Corect. Buleandră înseamnă cârpă, haină veche. Da, 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 da. Știi? Adică pe principiu, dacă am nevoie de o cârpă să șterg pe jos, cum fac? Dă-mi și mie o buleandră. Da. Uite, mie îmi place cuvântul beatitudine, zice cineva. Cuvinte ciudate din limba română pe care nu prea le folosim, dar despre asta vorbim acum, indiferent că haide, bine, vă zgârie pe creiera sau vă plac foarte, foarte tare. Uite, mai e un cuvânt. A găbji. A găbji, da. A găbji. Mm-hmm. Știi ce înseamnă? Da, nu-mi... Aprinde pe la cineva. La găbjit, dar înseamnă și la pocnit într-un fel, cred că, nu? Aprinde pe cineva sau mai înseamnă a fura, dacă îți vine să crezi. Okay. Nu știam. Mm-hmm. Bună dimineața. Buleandră. Viața bună, băieți. Salutare. Vă știți ce înseamnă crampăn? Tăt în Ardeal, să zicem. Crampăn. Da. Îi târnăcop. Sau la apă, așa mai știu, se zice vont. Da. La ce bine se zice vont? Stai puțin, încă o dată, la apă, parcă, nu? Sau n-am înțeles. Dar este ok, este exact cum zici tu, mulțumim mult de tot. Bună dimineața! Salutare din nou, băieți! Ia. Hai să vă mai spun din Ardeal. Ia zi! Loitre, știi ce înseamnă? Vă spun eu. Scară. Ah, scară. Loitre a zis? Da. Deci... Bine, astea sunt, de fapt, sunt regionalisme, știi? Noi vorbeam și de ele, că, fără doar și poate, că așa îți dai seama că ai un fond principal de cuvinte uneori. Nu contează, noi vorbim despre cuvinte ciudate din limba noastră, română, da, pe da, care le cunoaștem și poate ne stresează. Fii atent, spălătoare, o bucată de cârpă cu care speli vase. Da. Și rondi, un prosop mai vechi. Pe cuvântul meu, dacă eu știam chestia asta, că rondi este un prosop mai vechi, habar n-aveam. Zicem iarăși bună dimineața. Mai era cuvântul la chingheu. Îi mai zice la
prosopul de baie, de la baie, mai ziceam chingheu. Chingheu, a, știi cum se spune la bunica mea? Dacă nu mă înșel, lipigheu. Lipigheu. Dar lipigheu, da, am senzația că este de fapt un covor, nu prosop. Da, 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 cred că este, cred că este un covor. Da? 0754-222-999, cea mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase limbi din lume, are și multe cuvinte ciudate, indiferent că sunt regionalisme sau cuvinte din dicționar despre care nu știai, cum ar fi dinamogen. În dimineața asta, da, ne-am propus să fim dinamogeni, adică ceva care sporește energia. V-a plăcut? Ăsta este cuvânt pe bune. Nu este regionalism, este un cuvânt cât se poate de științific. Iar spunem bună dimineața! Voi ați auzit de plaibas, adică instrument de spis. Pix. A, pix? Plaibas, a zis? Da. Stai să mai dau o dată, să fiu sigur. Ia. N-ați auzit de? Voi ați auzit de plaibas, adică instrument de spis. Plaibas. Pix. Pix. Playback. Dar și pix sună ciudat. Și cred că este 100% românesc pixul. Înțelegi? Da. Neața bună! Salutare, băieți! Salut. În Ardeal se zice poptiroș la planul acela de lucru, la gen când construiești o clădire. Habar n-aveam pe cuvânt dacă știam. Neața bună iarăși! Lepegheu îi mai zice la pătura veche, ce mânca pielea de lea, de se punea ori pe canapea, ori pe un canapei ceva să pune. Așa sau e, la noi la țară, crescând cu animale, lepegheu mai ziceam tot la un fel de pătură cu care învăleam caii iarna, puneam așa peste ei să nu le fie frig când stăteam undeva pe loc. Deci există lepegheu, ai văzut că am avut dreptate. Da. Neața. Bună dimineața. Salut. Dar de cherpedin ați auzit? Ce? Cherpedin. Este clește de scos cuie, undeva în Moldova se spune. Cherpedin. A, pe cuvânt dacă știam. Am mai auzit odată treaba asta la cei care construiesc case de lemn. Neața bună! Neața bună! Un cuvânt din Ardeal, halău. Halău? Adică locul de unde beau vacile apă. Aha. Și mai este unul fărdai, unde se pune fânul pe timp de iarnă. Da. Pod, cum s-ar veni. Da, da, o zi bună, da, da, să aveți. Stogare îi zice la bunica mea, publicitate îi zice acum la Radio, da, Impuls România, da, da, și da, Canal de 2. Și știi imediat cu Nadina Zisu, continuăm aici emisiunea. Suntem dimineața pe 2 la Radio Impuls România și Canal de 2. Dimineața pe 2. This is Impuls Radio. Ne-am întors, dragii noștri, dragile noastre, Nadina a revenit, îți spunem din nou, bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi, tu, ce controversă mai lansăm la ora 9? După ce am lansat la ora 8. Da, după ce am lansat la ora 8. Mai avem, Nadina, vreo știre, vreo controversă? Mai avem, avem un preot din Suceava care a... Care a ace, nimic, care a stârnit o controversă. O controversă, da. Ok. N-o să vă zic. Foarte imediat. Interesant. Păi ce să mai... să mergem la știri, este ora 9 fix cu Nadina Zisu, chiar acum. Bună dimineața din nou! După ani întregi de promisiuni și întârzieri, construcția Spitalului Regional de la Iași intră în linie dreaptă. În scurt timp vor începe lucrările la unitatea sanitară care va deservi toată regiunea Moldovei. 850 de paturi va avea spitalul, în care vor fi investiți 3 miliarde de lei. Unitatea medicală ar trebui să fie gata în anul 2027. Permisul de conducere este pe cale de dispariție, mașinile vor avea cutie neagră de anul acesta, iar pe șoferii agresivi în trafic îi așteaptă pedepse dure, anunță Comisia Europeană. Permisul clasic ar putea fi înlocuit cu un document digital pe care șoferii îl vor prezenta autorităților pe telefoane. Dacă va fi adoptată, regula va fi obligatorie în toate statele Uniunii Europene. Propunerile urmează să fie analizate în acest moment, neexistând un termen pentru punerea lor în practică. Din județul Suceava este cercetat penal după ce s-a întins pe jos în fața porții unui cimitir pentru a împiedica o înmormântare. Preotul nu voia ca familia decedatului să intre cu dricul până la mormânt, însă era revoltat în același timp și cărudele au organizat o ceremonie de înhumare pe rit penticostal. De anul acesta, studenții care își cumpără lucrarea de licență în loc să o scrie singuri ar putea fi amendați cu până la 200.000 de lei și platformele care oferă aceste servicii riscă să fie închise după sesizarea facultății care poate verifica lucrările.
unul dintre cei mai periculoși infractorii români. Membru al clanului Duduianu a fost arestat în California. Florin Duduianu este acuzat că a devalizat cel puțin 500.000 de dolari de pe carduri sociale. Acesta instala la casele de marcat din magazine aparate care copiau datele personale de pe cardurile oferite de autoritățile americane celor cu venituri mici. Rețeaua nu avea nicio mustrare de conștiință să lase fără bani de alimente pentru bebeluși și familiile sărace, de exemplu. Duduianu a fost condamnat și în România la 13 ani de închisoare pentru tâlhărie și șantaj. Fortuna Isha lasă prăpăd în urmă în Marea Britanie. Cel puțin 4 oameni au murit din cauza vremii extreme. Rafalele de vânt au ajuns și la 170 de km pe oră în mai multe zone din Scoția. Și peste ocean, vremea rea face victime. Aproape 100 de americani au murit din cauza furtunilor de zăpadă. Ungaria se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de cazuri de sifilis. Datele oficiale arată că țara a înregistrat un salt de aproape 40% a îmbolnăvirilor din 2018 până în prezent, iar specialiștii se tem că, în realitate, cifrele ar putea fi și mai mari. Iar jucătoarea americană de tenis Coco Gauff s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Australian Open după ce a învins-o pe ucraineana Marta Coștiuc. Jucătoarea din Statele Unite a câștigat US Open în 2023. Iar cu informația din sport am încheiat și știrile orei 9. Revin cu alte informații mai târziu. Dimineața pe doi. Uite că n-am vorbit de sport astăzi, dar bine că ai avut ai avut știri din sport, dar sunt convins că vine Griga acum cu un alt debate, pentru că trebuie să facem neapărat cifra dimineții. Și înțeleg că e un subiect extrem de interesant care are legătură cu părinții. Familia. Da, cu părinții. Cuplu. Cu viitorii părinți. Și ca fost viitor părinte, înțeleg. Okay. E un debate, o cifră a dimineții, okay. Este în aparență destul de mică, dar îmi se referă la o chestie foarte, foarte interesantă, ca de obicei, Cosmin, nu? Bine, nu, ok. Aflăm împreună imediat despre ce este vorba și vă reamintesc 0754222999, acolo ne dăm cu părerea și lansăm dezbaterea. Neața! Neața! Dimineața pe doi! Enjoy the hits. Cifra dimineții la dimineața pe doi. Wake up. Așa este, cifra dimineții. Bună dimineața, ora 9:07. Asta este prima cifra dimineții. Dar următoarea și cea pe care dezbatem este cifra 9. 9. Este vorba despre... Este numărul meu, unul din numerele mele norocoase, 9. A, da? Serios. Eu n-am niciun număr norocos. Adică, în teorie, am un număr care 8 este tot timpul în jurul meu, se întâmplă. Aia mi-ai spus, da. Locuiesc la etajul 8, s-a născut pe 24 a 8, adică 2 ori 4 egal 8. Da, okay. Și așa mai departe, ce să zic. Dar de data asta este 9. Cifra dimineții, okay, este cifra norocoasă a lui Cosmin și una dintre ele. Da. Este legată de viitorii părinți. Sau cei care sunt pe punctul de a deveni părinți. Bun. Da? Aici că nu-mi zici, da? 9% dintre cei care se pregătesc să devină părinți, da, sunt în proces de a deveni părinți, au o chestie în comun. Da? Au ceva în comun. Au ceva în comun. Doar 9%. Doar 9%. În aparență... Au același doctor. Atenție! În aparență este un procent mic, dar de fapt răspunsul este foarte, foarte interesant. Pentru cei care sunteți în proces de a deveni părinți, adică mai aveți, nu știu, o lună, două, trei, cinci, opt, da? Așa. Sau pentru cei care deja aveți un copilaș, da? Sau care vor, da, urmează, vă gândiți, vă plănuiți să așa, 9% dintre voi sunt foarte categorici pe o chestie. Da? Bine, da. Sunt foarte categorici și se țin de chestia asta. Nu vrei să-mi dai și mie totuși mesaj, să-mi spui cu ce e? O să-ți dau un mesaj, o să-ți dau răspunsul direct, da? La 0754222999 vă întrebăm și pe voi care ar putea fi chestia pe care ei sunt foarte, foarte, să zic, preocupați sau foarte categorici sau pe care pur și simplu au în comun. Un posibil răspuns este... vorba ta, au același doctor. Au același doctor, obstetrician.
Nu, cine? Obstetrică este când naști. Ah, da? Obstetrică. Da, obstetrică. Apropo de cuvintele ciudate din limba română de care am vorbit un pic mai devreme, ce ar mai putea avea în comun? Măi, nu știu, își decorează de camerele. Ah, bravo! Știi că și aici era, o chestie de superstiție, știi? Era o chestie de superstiție, cel puțin, nu mai știu, când s-a născut Aiana, sunt 22 de ani în curând, toată lumea spunea, domnule, nu cumpăra nimic, nu lua nici cărucior, nu fă nici camera copilului. Că poartă ghinion. Deci că aduce ghinion. Zic, aduce ghinion la ce? Eu am cumpărat căruciorul când copilul era, avea 4 luni în burtică. În burtică, asta zic, da, da. Nu, toată deci lumea, că ți-ai cărucior după. Și am început să fac stocuri de, de exemplu, de alea, biberoane și sterilizatoare. Aoleu, asta, da, da. De dinainte le-am luat, ce ai? Deci, uite, și ăsta poate fi un lucru pe care l-au în comun 9% dintre părinți. Da, da? Fac cumpărături... Pentru... Multe, că la primul copil așa faci. Exact. La primul copil cumperi tot. Da. Zici că vine sfârșitul lumii, pandemia. Sau mobilează camera copilului. Sau spuneți-ne din experiențele voastre, da? Când vă pregăteați să fiți părinți, da? Care erau lucrurile pe care le făceați, ca să vedem dacă sunteți în marja asta de 9%. Uite cât de tare. Yes. Ne zice Ana din București. Ce zice? Yes. Aleg numele copilului. Corect, doar 9%? Eu cred că sunt 99%. N-ai. Sau nu, 9% dintre cei care se pregătesc pentru un copilaș își aleg deja nașii. Da. Este o chestie foarte, foarte posibilă, da? Da, asta da, chiar da. 07... Dar nu cred că e atât de puțin, sincer. Nu cred. De-aia îți spun că cifra dimineții, răspunsul este... Nu o să-ți vină să crezi. Serios. Adică, efectiv, nu o să-ți vină să crezi, da? Aflăm și noi răspunsul la 0754-222-999. Până te mai uiți tu și zici bună dimineața. Zic bună dimineața, zi. Nu vrei să le spun oamenilor ce se întâmplă peste 20 de minute? Că vine din nou colega noastră, Nadina Zisu. Sigur. Și avem o rubrică nouă, se numește Cafetele. Deocamdată suntem ca părinții. Suntem ca părinții, neața. Exact, neața. Neața bună la radio, neața bună la Meteo Viz. Oameni buni, eu cred că 9% dintre părinți, viitorii părinți, își caută nașii din timp sau își cumpără haine din timp. Băiați sau Mihai. Fetițe, papa. Da, corect, da, foarte, foarte dar posibil. Mâine, Mihai, sunt prea puțin, 9%. Nașii știi. Eu habar n-aveam cine să fie nașii, ce-i? Hai mă, da, ok. Adică, i-am aflat la un moment dat că trebuia să botez copilul. Aia zic. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Salut! Părerea mea este că 9% dintre viitorii părinți se preocupă de să aibă ei mai întâi unde să stea, un salariu, un venit și să poată să asigure copilului un bun venit. Okay. Interesantă perspectivă. Mai da. Bun. Așa cred eu. Deci zici că doar 9%. Okay. Cred că sunt ceva mai mult. 0754222999. Revenim imediat în câteva minute. Avem cifra dimineții. Este 9% dintre viitorii părinți, cuplu, dintre oamenii care, părinții care oamenii care se pregătesc să devină părinți, au o chestie în comun. Este o chestie foarte ciudată, nu credeam așa ceva, dar mai aflăm mie posibile răspunsuri de la spun. Voi și aflăm și răspunsul la cifra dimineții. Neața! Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Good Vibes Station. Cifra dimineții la dimineața pe doi. Wake up. Dragi viitori părinți. Mamă, dragi, ce mesaje mișto am zis tu. Dragi părinți, deja 9% este cifra dimineții dintre cei care se pregătesc să devină părinți. Au o chestie în comun, un procent mic, dar chestia pe care o au în comun, să știți, mie mi s-a părut foarte interesantă și ciudată în același timp. La 0754222999 deja vă dați cu părerea care credeți voi că este răspunsul. Și vă zic și bună dimineața. Hai, așa? Hai zi tu bună și după dimineața. Aia nu, trei mesaje mișto. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu Salut. Cred că 9% nu vor să știe care este sexul copilului.
foarte, foarte interesant. Okay, da, fii atent. Cum ți-a venit ție ideea asta? Gabi zice, sunt aceeași zodie. Ce tare. După care, fii atent. 9% dintre viitorii părinții aleg celui mic meseria care o va face. Și adică e un pies, fii atent, e o poezioară. Yeah. Omul când vine pe lume, de mic îi se pune nume. El nu știe un cuvințel, dar beau alții pentru el, Adriana. Corect. Și încă un mesaj de la Adrian, care ne zice, bună dimineața, 9% dintre viitorii părinți se gândesc să legalizeze relația. A, ce tare, adică nu sunt căsătoriți. Ai văzut? Foarte interesant. Bună dimineața. Ia zi. Iată, bună radio, în din nou, mi-a zis, uite, uite, oameni buni. M-am gândit la chestia a doua ce am făcut și eu. Cred că împrumută hainele de la unul la altul, adică de la copil la copil. Nou născut, nou născut. Pa, m-am salutat. A, foarte interesant. Băi, să știi că da, să știi. Cum am gândit la asta? În cel puțin în familie se fac chestii de genul ăsta. Bună dimineața. Miața impulsioniști. Salut. Eu zic că 9% dintre viitorii părinți așa, deja se gândesc să mai procreezi un alt frățior, surioară. Okay. Nici n-a apărut primul vorba aia și se gândesc deja. Dar să știi că și asta e adevărat. Așa este. E adevărat. Sau imediat după ce... 9% sunt cei care vor să afle dacă este băiat sau fată. Care vor să afle dacă vor este băiat sau fată, nu? Eu am vrut la toți. Surprinzător, printre voi există oameni care au ghicit răspunsul, da? Ia să văd ce mesaje mai am, ok. Bine, hai zi tu atunci răspunsul ca să văd dacă l-au ghicit. L-au ghicit, nu mă așteptam, dar se pare că avem părinți cu experiență. 9% este un procent în aparență mic, dar mie mi s-a părut un procent mare. Și... am avut cel puțin un mesaj, dacă nu mă înșel, care a dat răspunsul la cifra dimineții. La tine, nu? A fost la mine, dar am senzația că a fost și la tine. Tot vin hai zi odată mesaje să la voi, de la voi, dar haide să vă lămuresc te rog puțin. 9% dintre viitorii părinți, așa, da, nu vor sub niciun chip, okay, să afle dacă va fi băiat sau fată. Și stau până în momentul în care se naște copilul. Și okay, atunci află surprise. Uite, sunt n-aș fi zis. Am și eu doi. Elina spune același lucru și Alex. Da. Da. N-aș okay fi zis. Eu am fost curios din prima. Hai, și cât mai repede, cât mai repede. Și eu la fel. Cât mai repede. Eu sunt curios acum să văd ce ne zice Nadina la rubrica ei. Imediat începe cafetele. O rubrică cu o fată despre fete și nu numai. Da, vine Nadina, cafetele. Bună dimineața. Neața. Dimineața pe doi. This is